Mă adresez la această tribună cetățenilor Republicii Moldova, fie că se află în această sală, fie în afara ei, fie că se află în Moldova, fie că se află pe alte meleaguri. Guvernul și programul de guvernare pe care îl propun azi urmează să fie susținut de toți oamenii, nu doar de deputați. Azi am venit aici pentru a face un pas necesar spre alegeri anticipate. Dragi cetățeni, vă prezint o echipă de profesioniști integri, bine intenționați, care au un plan pentru Moldova și pot transforma această țară în câțiva ani. De fiecare dată, când votul și dorința oamenilor a apropiat lumina la capătul tunelului, s-a găsit un grup de politicieni care au trădat interesele cetățenilor și au lovit interesul țării cu cuțitul în spate în schimbul a 30 de galbeni. Cel mai des, trădarea s-a consumat chiar aici, în Parlament. Acești pereți au văzut josnicie umană de cea mai joasă speță. Au văzut cum Moldova a fost trădată, vândută și îngenunchiată, pentru ca un grup mic de profitori să-și construiască palate și să cumpere membrilor familiilor automobile de lux. În loc să voteze legi bune pentru oameni, Parlamentul a devenit sursă de îmbogățire pentru foarte puțini. Actuala componență a Parlamentului, născută din concubinajul Plahotniuc-Dodon, aleasă pe sistemul mixt, a bătut toate recordurile degradării democratice. Avem un Parlament în care s-a deconectat lumina în speranța să fie oprită numirea guvernului Maia Sandu. Avem un Parlament cu acorduri rupte în numele continuării schemelor de corupție. Avem un Parlament de deputați răpiți și purtați în portbagajul mașinii pentru ca să voteze, cum spune președintele statului. Avem un Parlament cu deputați care au schimbat de 3 ori partidul și de fiecare dată au rămas la treuca puterii. Dragi cetățeni, ceea ce am aici, în această sală, în fața mea, de mult nu reprezintă voința poporului. Majoritatea deputaților din acest Parlament votează legi care învrăjbesc oamenii, votează legi care sărăcesc oamenii, votează legi care îi salvează de pușcărie. În noiembrie 2020, Republica Moldova a cunoscut o mobilizare fără precedent. Când se părea că oamenii s-au dezamăgit definitiv în politică, ei au ieșit la vot în număr record. Când ați mai văzut mii de moldoveni să cânte imnul țării, limba noastră, în fața secțiilor de votare, așa cum s-a întâmplat la Frankfurt? Doamna candidat, da. Doamna candidat, o secundă. Oricum, noi suntem în plenul Parlamentului. Vă rog să nu turnați cu găleata. Aici toți sunt oameni care sunt deputați aleși de către cetățeni. Vă rog să onorați acest Parlament, sunteți candidat și vă rog foarte mult să prezentați programul. De unde știți, poate deputații în cauză vor să vă voteze. Aveți un pic de respect față de acest Parlament. Eu vă rog foarte mult să prezentați programul. Președintea Parlamentului, eu am respect enorm pentru cetățenii acestei țări. Mă adresez lor de la această tribună, a unui for care ar trebui să reprezinte cetățenii și interesele lor. Sunt candidat nominalizat la poziția de prim-ministru a Republicii Moldova și voi spune ce am de spus despre situația politică și de ce programul meu este orientat pentru oameni. Să ne amintim de oamenii de la Frankfurt. Statul nu a făcut nimic pentru acești oameni. Statul le-a furat proprietatea, bugetul, infrastructura, viitorul, i-a lungat de acasă, dar statul nu e țara, domnilor deputați. Oamenii își iubesc țara, chiar dacă statul îi alungă de acasă. Nimeni niciodată în Republica Moldova nu a primit atâtea voturi cât a primit Maia Sandu anul trecut. 1 milion de speranțe sunt legate de promisiunea Maiei Sandu că va întoarce țării statul, justiția,
și viitorul furat de politicieni. În fața acestui val de susținere, dragi deputați, vă invit să plecați din Parlament și să o faceți pentru copiii voștri, ca ei să trăiască într-o Moldovă în care poți găsi dreptate, în care poți găsi locuri de muncă, oportunități de afaceri și respect pentru cetățean. Oamenii își vor țara înapoi, iar schimbarea începe cu un Parlament curat și un guvern dedicat interesului public. Astăzi facem un pas spre a le da oamenilor ce își doresc. Dragi cetățeni, știu că criza a lovit crunt, mai ales în pensionari și oameni care muncesc. Prețurile au crescut, oportunitățile au devenit mai puține, accesul la servicii medicale și de sănătate mai dificil. Mulți din voi ați pierdut locurile de muncă, ați pierdut clienți și posibilitatea de a vă dezvolta afacerea. Ați fost puși în situația să vă ajutați apropiații care au fost loviți de criză. Ca în adins, în 2020, Moldova a fost lovită și de alte două cataclisme, secetă și un guvern prost. În aceste condiții, mulți oameni nu înțeleg cum e posibil ca în Parlament să se vorbească despre țigări, despre limbă, despre scheme pentru interesul lui Ilan Șor, care probabil se află în geanta doamnei Violeta Ivanov. Despre tot ce vrei, numai nu despre ieșirea din criză. Oamenii privesc și nu înțeleg cum un prim-ministru, înainte de a pleca, în miez de criză, adoptă un buget în care nu este alocat niciun bănuț pentru vaccin. Cum e posibil ca un guvern în plină criză să fie lăsați fără miniștri interimari, fără secretari de stat, fără lideri care să ia decizii rapide, responsabile pentru a salva afaceri și vieți omenești? Oamenii nu înțeleg și nici noi nu înțelegem. De aceea, Partidul PAS și echipa pe care o reprezint solicită, la fel ca și majoritatea cetățenilor acestei țări, dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate. Avem nevoie de un Parlament responsabil, capabil să genereze soluții pentru oameni și pentru țară și nu pentru cei care îi fură. Dragi cetățeni, am venit azi în fața dumneavoastră cu o echipă de profesioniști integri. Fiecare din noi cunoaște domeniul, este cunoscut în domeniu și fiecare a acceptat să fie parte din această ofertă de guvernare, motivat de dorința să facă bine țării. Suntem parte a echipei care își dorește ca țara să vadă schimbarea pe care oamenii au votat-o în noiembrie 2020. Oameni ca Sergiu Litvinenko, Mihai Popșoi, Andrei Spânu, Rosalina Albu, Ana Revenco, Anatolie Nosatăi, Ala Nemerenco, Viorel Cibotaru, Ion Luca și Anatolie Topală, oameni care au demonstrat că pot avea o carieră de succes la companii internaționale, că pot construi afaceri de la zero, oameni care au un nume și o experiență importante în domeniul lor. Noi nu ne-am născut în funcții publice ca unii din voi și fiecare am demonstrat că ne descurcăm foarte bine în sectorul privat și că putem construi o carieră și aici, în Moldova, și peste hotarele țării. Eu personal am plecat din Moldova în 2009. M-am stabilit în Marea Britanie și am lucrat la un fond internațional de investiții și mă descurcam foarte bine. Fiul meu a copilărit la Londra. Ca mulți concetățeni rupți de acest pământ, mereu eram conectată la realitatea de aici, de acasă. Mereu căutam știri, citeam și sorbeam discuțiile cu oameni care vin din Moldova. Eu știu cum trăiește diaspora. Eu știu dorul cu care se trece departe de casă Paștele Blajinilor sau Crăciunul pe vechi. Oamenii din diaspora sunt cu trupul acolo și cu sufletul aici. Mi-am promis în Anglia că mă voi întoarce în Moldova și o voi face numai pentru a mă implica într-un proiect de transformare a țării alături de oameni integri. De asta am acceptat oferta Maiei Sandu să revin. De asta am acceptat oferta Maiei Sandu să vin aici în fața voastră cu propunerea unui guvern și a unui plan de guvernare.
Și da, pentru fiecare din noi este o onoare să facem parte din această echipă. Programul de guvernare cu care am venit azi în fața cetățenilor este unul simplu. Include acțiuni care să miște Moldova în direcția dorită de toți. Mai aproape de dreptate, mai aproape de modernizare, mai aproape de locuri de muncă, mai aproape de creștere economică, mai aproape de protecție socială, mai aproape de creșterea salariilor și mai aproape de atragerea investițiilor. În caz că vom fi votați, ne asumăm gestionarea responsabilă a crizei economice și pandemice, curățarea instituțiilor statului de oameni corupți și organizarea alegerilor anticipate, libere și corecte. Guvernul va comunica clar cu oamenii despre schimbările propuse și va acționa ferm dacă Parlamentul se va opune acestor schimbări. Guvernul se angajează să renunțe la mandat imediat după rezolvarea problemelor urgente și să creeze din nou condiții pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Chiar din primele săptămâni de mandat, Guvernul va asigura funcționalitatea instituțiilor publice și va asigura dialogul social. Guvernul va suplini toate funcțiile de demnitate publică, rapid, și va numi reprezentanți noi în teritoriu. Autoritățile vor relua urgent dialogul cu cetățenii, cu partenerii sociali, cu asociațiile de întreprinderi și producători, organizațiile non-guvernamentale și internaționale, pentru a rezolva problemele oamenilor care au nevoie de ajutorul statului pe timp de criză. Guvernul își va asuma în fața oamenilor și a Parlamentului un pachet comprehensiv de susținere a populației și a economiei pe timp de criză. Acest pachet va include acțiuni orientate pe 5 priorități. Sunt priorități care răspund agendei cetățeanului, care trebuie puse în practică indiferent de votul de azi în Parlament. Iată doar câteva acțiuni pe care le propunem pentru dezvoltarea și însănătoșirea Moldovei. Prima prioritate. Gestionarea eficientă a crizei COVID-19. Vom crea un consiliu de experți medici care să furnizeze Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică analize și prognoze a situației pandemice în Republica Moldova și în lume, astfel ca deciziile Comisiei să fie rezonabile și echitabile și să ia în considerație efectele reale ale restricțiilor asupra oamenilor și asupra întreprinderilor. Vom asigura acces nelimitat, imediat și gratuit tuturor persoanelor cu simptome clinice și contactelor la teste COVID-19. Vom testa obligatoriu și regulat personalul medical și vom asigura intervenție timpurie pentru susținerea personalului infectat. Vom organiza acces rapid și gratuit la tratament pentru pacienții cu forme ușoare și ușor moderate care se tratează la domiciliu. Vom asigura sistemul medical cu toate medicamentele necesare și echipamentele pentru utilizarea corectă și eficientă a asistenței care este oferită de Banca Mondială și de Uniunea Europeană. Vom gestiona eficient sistemul medical pentru ca oamenii să poată accesa tratamente pentru alte boli, pentru boli cronice, pentru intervenții planificate. Vom asigura accesul populației la vaccin anti-COVID-19 și vom organiza informarea și comunicarea atât cu personalul medical, cât și cu publicul larg despre Programul Național de Imunizare și vom crea un call centru național pentru oferirea accesului la informație pe perioada campaniei de vaccinare. A doua prioritate este creșterea veniturilor populației și protecția socială a grupurilor vulnerabile. În primul rând, vom începe prin creșterea pensiei minime cu 15%. Vom urgenta recalcularea pensiei pentru limita de vârstă. Vom asigura accesul la încă cel puțin 4.000 de bătrâni singuratici la serviciile medicale și de îngrijire la domiciliu.
Vom veni în susținerea familiilor și vom crește veniturile lor prin creșterea scutirilor pentru persoanele întreținute până la 6.000 de lei și reintroducerea scutirii pentru soț-soție în valoare de cel puțin 10.000 de lei. Vom institui măsuri ce vizează amânarea rambursării creditelor și a altor plăți aferente contractate de persoanele fizice de la organizații creditare non-bancare pentru persoanele aflate în dificultate. Vom orienta plățile de ajutor social pentru familiile cu copii și bătrâni și vom crește numărul de beneficiari al acestui program pe timp de criză. Vom simplifica și debirocratiza procesul de aplicare pentru ajutorul de șomaj. Vom plasa informație ușor accesibilă pentru oameni și vom asigura posibilitatea de aplicare online. Vom extinde perioada de plată a ajutorului de șomaj acum când mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă. A treia prioritate, menținerea locurilor de muncă și susținerea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, în ramurile cele mai afectate. Vom crește fondul de garantare a creditelor până la 1 miliard 500 milioane de lei și vom schimba mecanismul de acordare a garanției pentru a asigura întreprinderile cu fonduri circulante. Vom crește fondul de subvenționare în agricultură până la 1 miliard 500 de milioane de lei. Vom adopta aplicarea cotei zero la impozitul pe venitul reinvestit pentru 2020 și 2021. Pentru asigurarea securității alimentare și prevenirea creșterilor la pâine și în lanț la carne și lapte, vom revizui regulile de utilizare a rezervei de stat de grâu și vom examina posibilitatea acordarea unor ajutoare și subvenții țintite în sectoarele și întreprinderile afectate, în special în panificație și zootehnie. Vom interzice aplicarea penalităților fără existența unor recomandări în cadrul unui control consultativ. Vom elimina penalitățile de întârziere la plata impozitelor pentru anul 2020, în cazul în care se încheie contracte de eșalonare între agenții economici și stat în sectoarele afectate. Vom introduce vacanța fiscală timp de 6 luni pentru reangajarea persoanelor pe locurile de muncă reduse în sectoarele afectate. Vom adopta un mecanism pentru suspendarea obligațiilor fiscale la gospodăriile țărănești inactive. În ramura Horeca vom reduce taxa pe valoare adăugată la 5% timp de 2 ani. Și vom oferi scutiri fiscale și vouchere pentru turism intern. În comun cu autoritățile locale, vom simplifica regulile și autorizațiile pentru utilizarea parcurilor și spațiilor publice pe timp de vară, pentru activități de agrement, inclusiv festivaluri, spectacole, concerte și terase. Vom aloca fonduri și vom face comenzi de stat pentru concerte televizate și turnee în aer liber, pe timp de vară, pentru susținerea oamenilor de cultură. Vom crește achizițiile de carte pentru biblioteci, pentru susținerea scriitorilor și editurilor de carte. A patra prioritate, susținerea autorităților locale. Vom elimina plafoanele la taxele locale cu aplicare din următorul an fiscal. Vom adopta criterii clare de stabilire și transparentizare a cuantumului taxelor locale. Vom reevalua transferurile de la bugetul de stat la autoritățile publice locale pentru cheltuieli capitale și vom asigura repartizarea echitabilă a fondurilor. Vom modifica mecanismele de alocare a fondurilor din Fondul Ecologic Național și Fondul de Dezvoltare Regională pentru a elimina ingerința politică și a orienta resursele pentru dezvoltarea localităților. Vom crea un fond pentru acoperirea parțială a contribuției financiare
la implementarea proiectelor finanțate din fondurile naționale și cele externe și vom elabora un mecanism echitabil de accesare a acestor resurse. Vom orienta 50% din taxa pentru resurse naturale pentru autoritățile publice locale pe teritoriul cărora are loc extragerea. Am calculat că aceste măsuri anticriză vor pune în buzunarul oamenilor și a întreprinderilor circa 11 miliarde de lei sau 5% din produsul intern brut. Anume, asemenea sume au alocat guvernele altor state, vecinii noștri, România și Ucraina, alte guverne din Europa și din lume. Ne spun antreprenorii care activează și în Moldova și în alte țări, ne spun oamenii din diasporă despre diferența enormă între suportul pe care l-au simțit din partea altor guverne, chiar dacă nu sunt guvernele țării lor, și disprețul cu care au fost tratați de propriul guvern anul trecut. De aceea, a cincea prioritate va fi mobilizarea resurselor pentru pachetul de suport și deblocarea asistenței externe. Vom iniția rectificarea bugetului pentru a acoperi cheltuielile prevăzute în pachetul de suport. În primul rând vom reduce cu cel puțin 5% cheltuielile curente ale ministerilor și vom asigura că cheltuielile pentru investiții capitale sunt distribuite în mod echitabil. Vom relua urgent aprobarea programului cu Fondul Monetar Internațional și vom asigura acoperirea deficitului bugetar. Vom readuce finanțarea externă și încrederea investitorilor în Moldova. Vom mobiliza instrumente de recreditare pentru a asigura minimalizarea ratelor dobânzilor la împrumuturile interne și externe. Cele menționate până acum sunt acțiuni urgente menite să scoată țara din criza economică și pandemică. În paralel cu aceste eforturi însă, la fel de rapid vom implementa măsuri anticorupție. În primul rând, vom reforma Procuratura Anticorupție, după modelul Direcției Naționale Anticorupției DNA din România, cu limitarea competențelor acesteia, exclusiv la marea corupție și lichidarea Centrului Național Anticorupție. Până la lichidarea efectivă a Centrului Național Anticorupție, vom adopta legea vizând resubordonarea instituției către Guvernul Republicii Moldova și introducerea răspunderii conducerii sub aspectul rezultatelor și performanțelor. Astăzi, noi avem corupție, dar pe corupți nu îi pedepsește nimeni. Acest lucru trebuie să înceteze, iar marii corupți trebuie să răspundă în fața legii. Vom iniția constituirea Tribunalului și a Curții de Apel Anticorupție. Tribunalul și Curtea de Apel Anticorupție vor examina în fond și respectiv în apel dosarele de mare corupție instrumentate de Procuratura Anticorupție. Vom elabora și aproba în guvern proiectul de lege pentru modificarea Constituției care va permite confiscarea averii pe care funcționarii și demnitarii nu o pot justifica. Vom adopta un mecanism pentru verificarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care să împiedice acapararea întreprinderilor și sectoarelor de importanță strategică de entități dubioase din țară și de peste hotare, inclusiv în domeniul energetic, telecomunicații, tehnologii informaționale și piața media. Vom asigura accesul gratuit pentru presă la informație de interes public. Vom revizui politica fiscală care favorizează grupuri de interes în detrimentul beneficiului public și a bugetului, inclusiv vom egala accizul țigărilor cu foi cigarilius la nivelul țigaretelor obișnuite. Ne vom pregăti și pentru organizarea alegerilor parlamentare libere și corecte. Vom asigura deschiderea unui număr suficient de secții de votare în străinătate și vom introduce posibilitatea cetățenilor moldoveni din diaspora să voteze timp de 2 zile. Vom adopta un mecanism de sancționare a știrilor vădit false în cadrul alegerilor și a furtului de identitate prin intermediul rețelelor de socializare.
vom îmbunătăți legislația în vederea transparentizării modului de finanțare a partidelor și a campaniilor electorale. Inclusiv vom modifica codul penal în vederea înăspririi pedepselor pentru finanțarea ilegală a partidelor și a campaniilor electorale. La dumneavoastră mă uit, domnilor socialiști. Vom interzice transportarea organizată a alegătorilor către secțiile de votare, fie de către concurenți electorali, fie de către părți terțe. Acestea sunt acțiuni imediate planificate de acest guvern. Programul însă conține și măsuri pe termen mediu, orientate pe dreptate, ordine și disciplină, locuri de muncă și familii unite, pensie minimă de 2.000 de lei, 2 miliarde de lei anual pentru proiecte de modernizare a satelor, scoaterea Moldovei din izolare și apropierea de Uniunea Europeană. Noi ascultăm oamenii, noi avem soluții pentru oameni și suntem gata să le punem în practică. Avem echipă, avem un plan și lipsește doar o majoritate parlamentară care să lucreze pentru oameni. Cu ajutorul moldovenilor vom schimba rapid și acest lucru prin alegeri libere și corecte. Уважаемые граждане Молдовы, я хотела бы обратиться в первую очередь к вам со словами благодарности. Благодаря вам время разделительных линий уходят в прошлое. В Молдове люди все меньше верят политикам, которые пытаются разделить нашу страну на разные этнические, языковые и геополитические проблемы. Я вижу, что вас ливраре алиментилор экспирате, школьши градините, мита ши делапидаре ла конструкция друмурилор, такси ла ампартиря бюджетилор ши субвенциилор, приватизиря скунси ши абузиве али проприятетии публиче, конструкции легале ши фолосиря бити институционале пентру елиминаря конкуренцилор директи. Oponenții noștri cu adevărat au ce pierde. Dacă toate aceste scheme și fluxuri financiare sunt oprite, marea majoritate a politicienilor din Moldova vor rămâne fără viitor. Pentru că ei nu știu altceva decât să fure. Dragi cetățeni, azi facem primul pas pentru alegeri anticipate. Azi ducem mai aproape de realizare dorința oamenilor. Avem încredere că vom lupta și vom reuși să construim un stat la slujba poporului. Aveți încredere că nu ne va mai fura nimeni viitorul și că alegerile din noiembrie 2020 nu vor rămâne fără rezultat. Moldova este pe drumul cel bun. Noi, membrii acestui cabinet, suntem aici ca să vă reprezentăm voința voastră de schimbare, voința voastră de alegeri anticipate, voința voastră de a întoarce oamenilor instituțiile statului, voința voastră de a trăi într-o țară mai bună și de a avea o viață mai bună. Anul 2021 sper să însemne alegeri anticipate, un parlament curat, un guvern bun pentru oameni, cu mandat asumat de 4 ani pentru a aduce liniște și dezvoltarea țării noastre. Vă mulțumesc!